Dacă eu am două corpuri sufletești care se află fiecare în realitatea lui, eu când accesez dintr-unul, accesez pe altul, eu ce fac? Plec dintr-o stare de transă și mă duc într-o altă stare de transă. Dau un exemplu. Dacă eu în viața mea de zi cu zi știu că anumite aspecte sunt așa, aia e realitatea mea. Eu, ca să mă conectez la un alt corp sufletesc și să devin una cu realitatea de acolo, am nevoie să renunț la realitatea mea de aici și să mă duc și să mă cufund, să mă imersez în realitatea de acolo și să las realitatea de acolo să mă cuprindă, adică să mă duc într-un punct în care să devin una cu ea. Pe măsură ce o fac de mai multe ori, nu mai am o cărare, am o autostradă, cum zic domnii de la NLP. Și atunci, având această autostradă informațională între cele două stări de transă diferite, ușor, ușor ele se ajustează și formează o singură cameră. Fie că se extind și într-o parte și într-alta și cumva cuprind în interior tot spațiul, da? Avem o bandă aici, o bandă aici și după sunt amândouă, da. Fie că renunță una pentru poziția celeilalte. No? Și am zice că mi-am salvat corpul sufletesc dintr-o stare vibrațională joasă. Adică m-am dus și am făcut o inducție. De ce? Pentru că eu vin cu o energie mult mai mare decât o are ea acolo. De ce? Pentru că ea și-o consumă într-o stare de transă, într-o stare de autohimnoză prin care își consumă energia, de vinovăție, de durere, de suferință. Și atunci, prin transă hipnotică, îl ridic. Din nou mă întorc. Ce o transă? Ce este hipnoza? Dacă eu spun că realitatea mea este într-un fel și pentru mine realitatea este în acel fel, în momentul acela trăiesc într-o transă hipnotică. Eu mă uit la mama mea și zic că este mama mea. Da. Biologic vorbind, da? Da. Da. Este o transă sau nu? Copilul care vine pe lume, când se uită la persoana care, din care a ieșit, știe că e mama lui? Nu. Nu. Cine îi spune că e mama lui? Mama. Mama. Și atunci mama, din primul moment, îi spune eu, mama, tu, copilul, eu, știu, tu, înveți. Eu, tata, tu, copilul, da. Tu, la la la, noi știm, tu, înveți. Și uite așa, copilul ce face? Învață printr-o autotransă sau o transă indusă, care este modelul realității? Cu alte cuvinte, se predau niște elemente de transă pentru a putea funcționa într-un mediu de transă. Și am putea să spunem că mediul, realitatea în care trăim, este un mediu de transă. În acest moment, orice regresie se face dintr-un spațiu de transă într-un alt spațiu de transă. Ăsta e și motivul pentru care noi nu putem să spunem că facem o transă hipnotică. Noi suntem într-o transă hipnotică, tot toată timpul. Toată viața, da. Faptul că facem o regresie dintr-un spațiu hipnotic, dintr-o realitate hipnotică, într-o altă realitate hipnotică, deja vorbim într-un termen corect. Dacă noi suntem modelați sau trăim într-o anumită realitate și noi plecăm în acea realitate și ne ducem pe un alt spațiu vibrațional între care trăim experiență, în esență, noi suntem tot într-o stare de hipnoză, autohipnoză continuă. De ce? Pentru că eu când mă duc aici și intru în contact cu informațiile pe care trăiește corpul sufletesc din acel moment, eu nu intru în contact cu o realitate, eu intru în contact doar cu realitatea sa. E așa sau nu? Da. Eu când îmi accesez o memorie, fie că vorbim din viața asta, fie că vorbim o memoria corpului, eu nu accesez memoria reală. Eu accesez memoria pe care am scris-o, cine a scris-o. Dar este aia oare realitatea sau este doar trăirea pe care o are în raport cu modul în care funcționează? Trăirea, și da. Și doar trăirea. Și atunci, exact. Noi de fapt când facem regresie, noi nu accesăm adevărul într-o viață, așa cum noi nu trăim aici adevărul. Noi trăim într-o stare de adevăr, așa cum ne-l povestim noi nouă, cum ne autohipnotizăm că este. Ideea este că totul este o transă, totul se bazează pe o transă și în momentul în care se bazează pe o transă, noi putem să spunem că de fapt noi nu facem regresii, pentru că noi trăim într-o regresie continuă. Da? Regresia cui? A prezenței de lumină și iubire, care da. Trăiește continuu într-o regresie, într-un trecut, într-un viitor, într-un spațiu comun. Problema este că conștientul nostru nu realizează că se află în vis pentru că este unit cu visul. Și în momentul în care este unit cu visul, el nu realizează momentul în care intră în vis. Când s-a cuplat la corp, a intrat în vis. Deci noi când venim la întrupare dimineața, ce facem? Că seara ne lăsăm corpul, plecăm într-un spațiu, trăim o realitate a spațiului respectiv și după aia venim și ne cuplăm la corpul ăsta și spunem corpului, am venit și am avut un vis în timpul nopții. Da. Ai avut un vis sau ai avut, de fapt, acolo ai avut starea de adevăr, pe un alt nivel? Cine visează? Visezi când ești în corp sau visezi când ești în afara corpului? Da? Unde începe transa? Transa începe când intri în corp. Da. De ce? În momentul în care intru în corp, intru în spațiul realității în care mă aflu aici. Și în momentul în care intru în spațiul realității în care mă aflu aici,
Corpul îmi spune că asta este realitatea și corpul îmi predă continuu realitatea, dar corpul cine este? Este transgeneraționalul. Și transgeneraționalul ce a făcut? A înscris de-a lungul timpului realitatea pas cu pas, eon cu eon, da? An cu an, realitatea ce s-a întâmplat. Ce am spune? Acum 20 de ani era așa, acum 30 de ani era așa, acum 40 de ani, dar oare este adevărul ăla sau este doar o stare de transă în care s-a înscris realitatea de transă de atunci?